Candidatul PMP Suceava, Marian Andronache, propune colegilor săi politici să fie onești, să treacă la fapte și să pună accent pe interesele oamenilor. Eu vă propun așa, stimabililor, haideți să ne batem în fapte, nu în vorbe. Haideți, măcar de data aceasta, să ne gândim la oameni și nu la interesele personale sau de grup. Haideți să fim onești și să spunem lucrurilor pe nume. Trăim vremuri dificile, nu doar din perspectiva pandemiei, dar din punct de vedere economic și social, lucrurile sunt cel puțin problematice. Ce să mai vorbim de infrastructură, reforme instituționale sau protecția mediului? Adevărul e că nu e în regulă. Adevărul e că de ani de zile PSD arată cu degetul înspre guvernarea PNL și invers. Adevărul e că voi v-ați perindat pe la guvernare și era responsabilitatea voastră să faceți să fie bine. Și mai știu un lucru. Nu se poate să ne conducă niște oameni care nu cred în Dumnezeu, care se feresc de Biblie. Candidez pentru funcția de deputat în Parlamentul României pentru că am convingerea că pot face mai bine, că mă pot implica mai mult. În România, educația trebuie să fie temelia dezvoltării. Trebuie să prețuim sănătatea aplicând politici coerente și consecvente pentru sistemul de sănătate românesc. Sucevenii și toți românii au nevoie de gaz, apă și canal în fiecare casă. Ne trebuie autostrăzi și un mediu economic predictibil pentru a putea atrage investitori. Trebuie să sprijinim antreprenorii și agricultorii. Ei sunt roțile cele mai importante în angrenajul economic românesc. Fără pensii speciale, reducem numărul de parlamentari la 300 și protejăm mediul. Pădurile României nu sunt marfă de export. Iar în drumul nostru, să nu uităm de Dumnezeu.